Ești pregătită pentru Amnam? Amnam, hai, da, sunt pregătită. Nu mi-au spus să mă pregătesc, așa că uite, m-am pregătit. Da, am niște întrebări pentru tine la care răspunzi cu am sau n-am. Așa. Dacă vrei să dai din casă. Dacă nu vrei să dai din casă, poți să ții paleta așa pe mijloc, să nu fie, să fie un răspuns evaziv. Ok. Nu știu dacă ai înțeles. Am Gurona Arner. Nu, că e prea de dimineață. Tocmai am dat seama că ea a fost singura ce n-a trecut prin furcile caudine. Iată un alt clișeu ce îmi place mie foarte tare. Rona, da, ia paleta de pe masă. Aură, trebuie una. Să... Ai luat două? Am. Am okay. Sau n-am? Spre cameră. Am, n-am fost vreodată pe o plajă de nudiști. Am. Nu, eu am fost de la 14 ani nudist. A, da? Da. N-am știut. Până când am devenit vedetă, bineînțeles. Nu știu dacă ați văzut multe pictoriale cu mine dezbrăcată. Ia auzi, n-am știut asta. N-ați văzut și nu o să vedeți. De obicei așa. Nu prea recunoaște lumea. Cum să nu recunosc așa ceva? Mi se pare genial. Unde? La noi? Da, am fost toată copilăria la 2 mai și... Păi stai, că așa în copilărie și pe mine mă țineau nudist. Nu, de la asta 14 nu. Ani până pe la 20 de ani. Aoleu. Și pe urmă nu mă mai duceam la mare la 2 mai în general, cam pe la 22 de ani. Pe urmă m-am mutat în Franța și în Franța chiar am filmat un film îmbrăcată pe o plajă de nudiști. Ei erau toți dezbrăcați care se uitau la noi când filmam și noi eram toți îmbrăcați. Johnny Holiday, filmul Mișca. A fost filmat pe o plajă de nudiști. Și când terminam filmul, mă duceam și eu, am luat bicicleta și mă duceam dezbrăcată. N-am uitat numele celui cu care am ieșit la întâlnire. Ai, tu, colmea, nu. Nu, niciodată. Am eu lapsusuri, dar nici chiar așa. N-am mințit la interviuri în presă. N-am. Cred că sunt singura. Poate, dar nici nu-i interesată presa de scandalele mine. Că da, le zici tot. Pe toate. N-am scăpat de amenzi în trafic pentru că sunt celebră. Am. Am scăpat odată. În România sau în Franța? În Franța. De fapt, în România. Dar, în Franța n-am condus mult. Dar era să iau amenzi de la bicicletă, că mergeam foarte repede cu bicicleta. N-am folosit periuța de dința altuia. Bineînțeles că da. Da, bineînțeles. Păi da, de chiar foarte să... des. Adică eu n-am chestia, nu mi se pare că există neapărat niște microbi criminali în periuța de dinți. Adică chestiile astea de mega igienă, așa, vai, nu mai aberante. Spune că mă împăroșesc. N-am mințit pentru a proteja aventurile altora. A mințit, normal. Cum adică normal? Păi, ca să protejez cât de cât persoanele de la suferință. Adică a trebuit la un dat să mă fac orică nu știu, ori... În fine, nu am intrat în detalii, dar am preferat să tac, de exemplu. E o formă de a ascunde aventura prin tăcere. N-am spus că un bebeluș e drăguț când de fapt nu era chiar așa drăguț. Da, am, recunosc. Mi se întâmplă foarte des. Ce-ai frumos? Că de fapt frumoși sunt numai ai noștri, știi cum e. Da, corect, ia uite un adevăr. N-am furat ceva dintr-o cameră de hotel. N-am. Pe bune, chiar rezist la această tentație de fiecare dată. Așa ai fi vreo halate, că și eu pe halate... Normal, vreau de fiecare dată să plec cu halatul, după care îmi dau seama că n-are sens și... și îmi dau seama că trebuie să-l las acolo, știi? În schimb, am furat din alte părți. De unde? Am furat odată, eram în liceu german, ca să spulber, așa. Și era 8 martie și noi nu aveam bani pentru flori pentru toate profesoarele din liceu. Așa că ce am făcut? Ce mi-a trecut în cap? Și să nu aplicați chestia asta, că merge foarte bine. Am luat o umbrelă foarte mare, m-am dus în piața Amzei, mă uitam la o floare și am, ce frumos miroase, și dădeam drumul în umbrelă. Și am plecat cu umbrela plină de floare, de flori, de gladiole, de tot ce am găsit, ca să dau la profesoare. Păi nu, părinții nu dădeau bani de buzunar. Uite că n-ai știut metoda asta. Noi câștigam banii deci de buzunar cu greu. Da, dar mergeți cu o umbrelă mare, nu mergeți cu una mică, o să vă zmaghiu. Nu, umbrelă foarte mare, cam așa de înaltă, o ține semideschisă și la sfârșit o închideți. Bine, ajung florile un pic dubite așa, dar... Nu, n-au timp. N-am plâns că la filme. Că pleci repede, deci după ce faci chestia asta de mai multe ori, pleci. N-am plâns la filme. Plâng, da, plâng foarte des la filme. La care ai plâns ultima? La toate filmele, deci ultima oară la filmul meu, la Gaggio di Lo, dar pe care a fost în sfârșit prezentat la festivalul lui Mircea Dinescu vara asta, după 20 de ani a fost prezentat într-un festival și am plâns în hohote, mi-e și rușine să plâng la propriul meu film, dar plâng tot timpul și plâng la toate filmele. Deci dacă
Mie mi se pare că pentru asta sunt făcute filmele, ca să plângi. Da, ia uzi, Flavia, mai, sunt, mai e cineva ca tine. Am sau n-am fost la o întâlnire aranjată, la un blind date? Never. Niciodată. N-am făcut baie goală în mare. Of course. Cum adică? Dacă n-am făcut dată baie goală în mare, de ce am trăit? Cum? Ba, bună asta. Și noaptea, de rasă, nu mai știu să unde-i malul. Da. N-am fost agățată de o persoană de același sex. N-am fost, dar s-au încercat. S-au încercat niște agățări, dar nu le-am mers. Adică nu te-ai lăsat? Păi normal, dar... Nu asta te-am întrebat. Te-am întrebat dacă te-au agățat, nu dacă te-ai lăsat. Nu înțeleg întrebarea. Adică dacă s-au dat la tine, fata... S-a dat la mine, dar nu n-am mers. N-am purtat cătușe. N-am și nici nu voi purta vreodată. N-am jucat poker pe dezbrăcate. Nu, dar am jucat poker pe bani și am câștigat. Și pe bețe de chibrit și pe alte chestii și pe frunze și pe ce vreți voi. Dar am câștigat de fiecare dată, așa că nu mă mai joc. N-am spionat pe cineva? Da, un vecin. Când stăteam era pe Mihai Bravu, tot la 14 ani, stăteam pe Mihai Bravu și... Nu știu de ce mi s-a părut că un vecin mișcă foarte des la el acolo. Și mi-am făcut rost de binoclu și el mă spiona, eu îl spionam și când am văzut a fost o decepție totală. Da, dar ne-am spionat așa vreo 2 ani. Ne uitam. Da? Știi? Da. Dar eu am fost foarte cu minte, adică... Pentru mine era clar că vreau să mă căsătoresc, fată mare și așa mai departe. M-a păcălit unul până la urmă. Dar... Asta cu el 7 ani, împăcălită 7 ani, împăcălită o jumătate de zi. Și, dar în schimb, când eram mic, eram foarte, aveam fătuțe din astea și eram tot timpul coafat, îmi schimbam culoarea de păr în fiecare zi, cu spray-uri din alea, scriam, mă coafam și scriam pe păr așa umflat, scriam Rona din spray-uri și intram pe tocuri. Deci omul ăla nu putea să știe ce vârstă am. Deci e clar, știi? Și când dar nu făceai asta pentru tine, făceai să-l bagi în boală pe stalker, nu? Nu, dar chiar îl spionam, că vreau să-l cunosc, da. Și... Și când v-ați văzut, am fost de ce? Dar nu știu cum, nu mai știu prin ce semne și prin ce morse am făcut să ne cunoaște, că n-aveam telefoane. Da, cu lanterna. Ultima întrebare care nu este scrisă pe foaia mea și nici pe... Vezi cum răspuns la ea. N-am făcut vreodată dragoste gândindu-mă la Răzvan, Dani sau Flavia? Scuză-mă, de dimineață e dur răspunsul meu. N-am, dar chiar niciodată. Deci, nu știu, poate sunteți mai voi timp. Idolul femeilor, bărbaților și... Mai ai timp, mai gândește-te că e simplu, pentru că eu sunt castă de foarte mult timp. Sunt castă. Hai să luăm o scurtă pauză, să-mi revin după acest răspuns. Inocența nu-ți place, oțule. Se explici și lui Puberu. Deci, Pubere, ai pauză și ne...